Joi, la Muzeul Satului Bucovinean a fost sfințit și inaugurat un nou obiectiv de arhitectură populară, Școala Securiceni din Comuna Udești, construcție din lemn veche de peste 150 de ani, care intră în circuitul de vizitare. Obiectivul, reprezentativ pentru construcțiile comunitare ale sfârșitului de secol XIX și început de secol XX, a funcționat ca școală primară cu clasele 1-4 între anii 1935 și 2005. După reconstrucția și restaurarea în muzeu, în Școala Securiceni de tip Spiruhar au fost reconstituite cancelaria, locuința învățătorului și două săli de clasă amenajate cu materialele didactice și mobilierul specific. O investiție care arată o formă de respect pentru istorie, pentru trecut, pentru învățământul românesc de altă dată. O investiție finanțată de Consiliul Județean Suceava prin Muzeul Bucovinei, peste 400 de mii de lei. Și eu vreau să mulțumesc celor care au donat Muzeului Bucovinei această școală, celor de la Udești, primăriei, dar și celor care au contribuit aici cu mobilier, pentru că muzeul satului bucovinean nu era complet. Să vă uitați cât de frumos este amplasată peste drum de biserică școala, așa cum era în satul de altă dată. Încercăm să reconstruim aici, într-o oază de autentic, satul bucovinean de altă dată. Acest obiectiv de arhitectură populară a fost donat în anul 2015 Muzeului Satului Bucovinean de către Primăria Udești. Suntem unul dintre puținele muzee în aer liber din țară care au un asemenea obiectiv, asemenea construcție comunitară și anume o școală. O școală care până la urmă să releve ceea ce însemna învățământul de la începutul secolului 20. Din ceea ce știm noi, doar Muzeul în aer liber din Bujoreni are o asemenea școală și știm că ceilalți se străduiesc să mai găsească în teren. Noi am fost norocoși, pentru asta le mulțumim încă o dată celor de la Primăria din Udești, care au fost de acord să ne doneze acest obiectiv. Iar noi ne-am făcut datoria de onoare și anume să ne respectăm meseria, să devenim acei muzeografi aplicați care să pună în valoare ceea ce înseamnă patrimoniul, atât patrimoniul construit cât și patrimoniul mobil. La momentul inaugurării a fost prezent și fiul unuia dintre învățătorii care au predat în această școală. Născut în Udești, Liviu Popescu și-a amintit că a locuit în această clădire, acum devenită patrimoniu al Muzeului Bucovinei, în vremea în care tatăl lui era învățător la Securiceni. Venea doar la sfârșit de săptămână la el. Pot vorbi de întreaga clădire, fiindcă mi este cunoscută nu atât de mult cât mi-aș dori, întrucât eu locuiam la Udești, aveam casa părintească acolo, dar veneam la părinții mei aici în vizită, în special sâmbăta, când în sala în care am fost noi acum era întrebuințată ca sală și de cămin cultural. Asta e interesant, cum mișcau ei băncile ca să creeze spațiu pentru film. Filmul se proiecta direct pe perete, fiecare, mă rog, care nu găseau loc pe bănci, stăteau și jos. Tatăl meu avea mai multe funcții. Dați-vă seama, o școală imensă, cum e asta, exagerez acum, și el era așa, învățător, director de școală de 4 ani, era directorul lui, învățător și directorul lui, după aia era comandant la pionieri, cu cravata roșie, lucrurile obligatorii care erau atunci. Nu a fost primul învățător. Aici este chestiunea. Deci el a preluat școala din anii 50, când eu aveam vreo 2-3 ani. A venit la inaugurare și un fost elev al școlii, Lazar Ciutac. Am fost prima generație a învățătorului Darie Popescu. Eu am aflat după ce a fost adusă școala aici și am fost, cred că, printre primii când s-a deschis ușa. Am nimerit într-o zi când erau mulți vizitatori, era și o sărbătoare, nu mă rețin exact așa ce sărbătoare era, dar de remarcat că aici în spațiul ăsta era un grup de copii și cineva a explicat, zice, asta este școală și toți au fugit în școală, în clasă.
Dumneavoastră v-ați așezat în bancă? M-am așezat și eu în bancă, dar să vă zic, foarte curios, toți copiii s-au așezat în bănci și cineva s-a erijat în învățător și eu răspund, fă-mi și mie o poză, tati, mami, cum îmi stă? Mă rog, e... Dar cineva... A fost copleșitor pentru dumneavoastră? Pentru mine, fără discuție. Am rămas profund impresionat și m-am mișcat. Să zic așa, am reamintit de viața de elev de altă școlar dată. De 1-4. De școlar de 1-4. Școala din Securiceni are două săli de clasă, cu catedră și bănci de lemn, cu abac, dulapuri, vas din lemn pentru apa potabilă, sobă de teracotă, iar pe pereți sunt panouri din carton cu tabla înmulțirii și împărțirii și cu grupurile de litere. În bucătăria de lângă camera învățătorului se află o sobă cu plită pentru gătit, vase din lut și de alamă, iar în cameră mobilierul este din lemn sculptat. Pe podea și pe pereți sunt covoare și carpete din lână țesute manual. Pe holul principal sunt afișate documente care atestă istoricul școlii și fotografii ale școlii în diverse etape de restaurare.